Salutare! Astăzi vă prezint un Mercedes GLS din 2022. Partea dreaptă a mașinii a fost vandalizată. A avut o zgârietură din spate până în față, foarte adâncă, cu șurubelnița sau cheie sau nu știu. Am reușit să o elimin peste 95%. Nu se mai vede doar dacă pui cu lupa. Dar în rest, mașina a ieșit foarte bine. Ușa dreaptă a fost toată zgâriată, deci că a zgâriat-o cu șmirghelul. O să pun în comentarii poze și video. Acum e sticlă, oglindă. Am polișat toată mașina, apoi am aplicat protecție ceramică de la G-Technic. Totul cu garanție, bineînțeles. Apropo de ceramică, multă lume mă întreabă câte spălări ține ceramica, tot felul, se mătuiește după un an, după doi. Astea sunt minciuni sau sunt ceramice din astea de pe AliExpress cu 50 de lei? Tot timpul să vă uitați să fie un centru acreditat ca să vă poată oferi garanție. Tot timpul. Și mai ales ce vă recomand eu, mai ales dacă e mașină nouă, cum e aceasta care, nu știu, 3 luni, cred. Dacă, de exemplu, avea ceramică și băga cuțitul sau cea băga șurubelnița, nu că nu afecta lacul, dar ajuta foarte mult. Pentru că ceramica care o punem noi, doar centrele acreditate, de exemplu Crystal Serum Ultra, este foarte, foarte tare. Asta este cu garanție 9 ani de zile, rezistă la zgârieturi, la, bineînțeles, cum v-am zis, nu că nu atinge lacul, dar ajută foarte mult. V-am zis, vă recomand mai ales la mașinile noi să aplicați o ceramică, dar ceramică cum trebuie, cu garanție, cu... știți la ce mă refer. Nu de pe AliExpress sau chinezării de... Da, alea chiar vă pot afecta lacul în timp, poate vă mătuiesc, cum am mai auzit, sau... În fine. Dar mașina acum... Credeți-mă, în realitate, de multe ori mă uit și eu la video, în realitate arată mult mai bine. Sau când o scot afară, deci arată mult mai bine mașina ca în video. Probabil îmi trebuie mai multă lumină. Sau nu-i lumină naturală. La interior, un quick detailing. La piele, un tratament ceramic. Ce recomand din nou, scaunul șoferului, maxim la 6 luni de zile, să fie curățat și aplicată protecție ceramică. Restul mașinii la un an e ok. Dar scaunul șoferului, între 3 și 6 luni, recomand... Foarte frumoasă mașina. Foarte frumoasă. Deci, la exterior v-am zis, un polish, tratament ceramic, jantele curățate în profunzime, un tratament hidrofob la sticlă și cam atât, cred. I-am făcut un pic de touch-up, că a avut ceva zgârieturi mai adânci aici. Oglindă. Vă salut și numai bine!